Este perioada când petrecem tot mai mult timp în natură pentru a ne bucura de soare și verdeață. Ieșirile vin la pachet, din păcate, cu o serie de neplăceri provocate de insecte, precum albinele, viespile, puricii, furnicile sau păianjenii, iar medicii specialiști atrag atenția asupra acestor aspecte care ar trebui să nu fie neglijate. Odată cu venirea sezonului cald, vine la pachet și o serie de neplăceri. Și dacă este să vorbim de înțepăturile de insecte, sunt destul de frecvente sau frecvente în sezonul cald. Manifestările variază de la reacții locale ușoare până la reacții severe de tip anafilaxie, adică reacție alergică severă sistemică. Când vorbim de reacții alergice sistemice severe, vorbim în special de înțepăturile de himenoptere, adică de înțepătura de albină sau de viespe în partea noastră, să spunem, de Europa. Ce se poate întâmpla dacă o persoană este înțepată de o albină sau o viespe? Reacțiile sunt de la reacții locale, exagerate. Pentru că, în mod normal, orice înțepătură de albină sau de viespe dă o reacție locală inflamatorie, care nu pune probleme la cele mai multe persoane, dar la persoanele cu sensibilizări, adică care au căpătat în timp au început să producă acei anticorpi care la înțepătura de albină reacționează cu veninul de albină sau de viespe, fac reacții alergice care pot varia de la reacții locale extinse până la reacțiile care pot pune viața în pericol, adică acele reacții care se manifestă în general la distanță de locul înțepăturii și care pot să apară și în care pot să apară și manifestări respiratorii, gen sufocare. Pot să apară și manifestări neurologice, să-și piardă cunoștința, manifestări cardiovasculare care sunt și cele mai severe, de la hipotensiune până la adevăratul șoc anafilactic. Pe lângă acele manifestări cutanate, care încă o dată trebuie să fie la distanță de locul înțepăturii ca să dea o notă de gravitate reacției. Medicii sfătuiesc pe cei care știu că sunt alergici și la înțepături, la veninul de albine sau de viespe, pe lângă măsurile de prevenție, să nu poarte haine foarte frumos colorate care să atragă insectele, să poarte culori mai terne și nici să nu se dea cu parfum dacă merg în natură. Să-și protejeze în special extremitatea cefalică, să nu se umple desculți prin iarbă, să nu consume fructe sau sucuri care au stat afară și altfel să poată să muște dintr-o albine, să fie înțepat de limbă sau de mucoasa faringiană, de exemplu, care se umflă foarte repede și atunci există riscul de sufocare foarte mare. Iar dacă sunt înțepați, la fel trebuie să urmeze anumiți pași, în primul rând să nu intre în panică. În funcție de locul înțepăturii, mai învățăm să aplice un garou deasupra locului înțepăturii. Asta vorbim de o extremitate gen deget, de mână. Să pună comprese reci, niciodată să nu frece locul înțepăturii, cum se freacă în popor cu sare sau cu pătrunjel. Nu, mai ales dacă este albina, sunt sfătuiți prin ridicare să scoată acul care rămâne în piele. Tocmai pentru prin frecare nu faci decât să împrăștii și mai repede veninul, să se absorbă mult mai repede. Medicii specialiștii sfătuiesc pe toți cei care prezintă simptome de alergie la înțepăturile insectelor să se prezinte de urgență la medic.